De mai bine de 10 ani, arta este călăuză. Elena Rapcea este cea care pictează oriunde, de la portrete până la picturi de dimensiuni mari. Vă invităm în aceste clipe să vedeți doar ce a creat de data aceasta, într-un loc în care puțin și-ar putea imagina că poate să ajungă o pensulă. Are nevoie de doar câteva pensule, culori la îndemână și imaginația o face să lucreze fără pauze. Elena Rapcea este cea care a învățat să picteze oriunde. Eu am pictat pe orice, pe pânză, pe orice tip de pânză, pe suprafețe de lemn, pe pereți, pe poduri. Cea mai complicată pictură a fost un pavilion la grădiniță. Foarte mare, era dimensiuni foarte mare, acolo am lucrat vreo 4 zile și asta se consideră cea mai mare și mă tin cea mai reușită. Este absolventa Facultății de Arte Plastice a Universității Pedagogice Ion Creangă, unde și-a aprofundat cunoștințele în domeniu. Chiar am avut libertatea asta mai mare de a mă extinde, de a arăta mult mai profund toate nuanțele, toate liniile. Dar am trecut la formatele mari de când am început studiile la universitate. Acolo se cerea și asta mi-a părut mult mai ușor și mai interesant, mai cu azart. În ultima perioadă, Elena are tot mai multă ofertă de a picta camerele copiilor. Sunt foarte rezistente și copiii au de obicei năravul să joace cu mănuțele pe pereți. Asta nu încurcă cu o cârpă, în orice moment poate să șteargă peretele. Copiii trag atenția la orice detaliu și ei fac joacă din orice. Cea care a ales să-și impresioneze copilul este și fosta noastră colegă. Inițial am căutat în magazine să văd dacă ar exista un tapet care să redea cât de cât frumusețea, dar până la urmă am decis că mai frumos, mai spiritual și mai ca o amintire frumoasă ar fi un desen pictat manual pe perete. Și copilul va ști că, uite, dezvoltându-ți abilitățile de desen, poți face așa minunății pe pereți. Am zis că să aducem și în casă un pic de natură. Și am găsit-o pe Elena, care mi-a desenat cea mai frumoasă căprioară și o bucățică din natura care o vezi în spatele meu acolo. Ca copiii să aibă conexiune